Noul prefect al județului Prahova și-a depus sâmbătă jurământul. Ceremonia de învestire a Mădălinei Lupea a avut loc în prezența ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, care a mai făcut și alte vizite apoi în județ. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numită, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa se numește Dumnezeu. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului prefect pentru activitatea pe care a desfășurat-o în județul Prahova. Vreau să-i urez doamnei prefect multă putere de muncă. Vreau să mă asigure în perioada următoare că instituția prefectului va fi o instituție deschisă și transparentă. Noul prefect al județului Prahova, Mădălina Lupea, are 46 de ani. Ea este căsătorită și are 2 copii. Este absolventa Facultății de Drept din cadrul Universității București. La începutul carierei a lucrat ca procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești. Apoi a fost consilier juridic la o firmă, director la mai multe companii, inspector de muncă o scurtă perioadă, iar din luna august 2014 până în prezent a fost subprefectul județului Prahova. Imediat după învestire, ministrul afacerilor interne a dorit să vadă sediul pompierilor prahoveni, unde a ținut să le mulțumească acestora. Și pentru că eram aici, era absolut firesc să dau mâna cu băieții de la pompieri, de la SMURD, de la jandarmerie și de la poliție, cu cei de la circulație care au grijă în fiecare săptămână să degajeze drumul spre munte și cetățenii să se poată deplasa în condiții de siguranță și să le mulțumesc personal pentru efortul pe care l-au făcut. Gestul a venit și ca urmare a faptului că pompierii prahoveni au intervenit în timpul viscolului și în alte județe. De aici, de la ISU Prahova, au plecat șenilate către Constanța. Și cu acele șenilate, să știți că am salvat multe vieți. Și Buzău. Militarii au fost emoționați când au dat mâna cu ministrul afacerilor interne.